Noul prim-ministru egiptean, Essam Charaf, a făcut ieri o vizită simbolică în piața Tahrir, centrul protestelor care au doborât regimul lui Hosni Mubarak. Ovaționat de manifestanți, Charaf s-a angajat să facă totul pentru a le satisface revendicările. După demisia fostului premier numit de Mubarak, Consiliul Suprem Militar ce guvernează acum Egiptul l-a însărcinat pe Essam Charaf cu formarea unui nou guvern. Charaf este profesor de științe tehnice și, deși a fost și el câțiva ani ministru sub regimul lui Mubarak, a luat parte personal la manifestațiile din piața Tahrir. Înaintea marii rugăciuni musulmane din fiecare vineri, el a revenit în piață, iar mulțimea care continuă să se adune aici a făcut o primire foarte călduroasă. Noul premier i-a omagiat pe martirii Revoluției și le-a cerut manifestanților să aibă răbdare, promițându-le acestora că toate cererile lor vor fi îndeplinite. Oamenii nu au ascuns faptul că, deși îl apreciază pe Charaf, îl vor ține sub supraveghere și nu vor ezita să-i ceară și lui demisia dacă nu-și va face datoria. لكن اذا الدكتور دكتور عصام شرف هو او غيره لم ينفذ المطالب او التفاف على مطالب الثوره واهدافها سنلتزم بميدان التحرير ونطالب باسقاط كل الاشخاص مهما كانوا. Manifestanții doresc înainte de toate eliberarea persoanelor arestate în timpul protestelor și schimbarea demnitarilor rămași în funcție de pe vremea lui Mubarak. Ei mai cer desființarea securității statului vinovată de reprimarea brutală a demonstrațiilor.